Asta e benzineria lui Virgil Popescu? Ce tu vezi că are și la 11 pe vorbă, și la 11. Și acolo. Da. Și la Severin, da, la Cimian. Nu este permis filmat aici. Nu ne lasă domnul Virgil? Nu este permis filmat. O știți pe doamna Laura Niculescu? O știți? Nu am de ce să răspund. De ce știi? Nu aveți voie să filmați pentru că este proprietate privată. Păi să vină Virgil. Să vină hoțul Virgil să ne spună. Căutăm și noi benzineria lui Virgil Popescu. Asta e? Nu-l cunoaștem. Nu-l știți? Nu. Da. Să rămână. Dar nu avem voie. Ce faci într-o camere? Nu avem voie. Filmăm și noi benzineria lui Virgil. Dar intrăm și afară. Da? Am înțeles. Bine, ieșim. Ieșim. Salut. Am venit după Virgil. Îl caut pe hoțul Virgil, nu știu dacă ați văzut. Virgil Popescu. Da. Nu l-am văzut pe aici. Salut, băieții. Ce faceți? Bine. Baftă. Foarte bine. Am venit să arăt benzinăriile hoțului Virgil. Foarte bine. Foarte bine. Ce să vedeți că are și la Vânju pe acolo, parcă și la Vânju. Și acolo. Da. Și la Severin, da, la Cimian. La Vânju, lângă Gogoșu acolo, nu? Acolo, da. De mai încoace, uite, lângă. Mai încolo și după aia la Cimian. Are încă un pecu. Așa. Să vină hoțul Virgil să ne spună. Aici, dragi prieteni, e altă benzinărie de a soției lui Virgil Popescu. A spus că nu există nicio incompatibilitate, că el poate fi ministru energiei și soția lui să aibă benzinării. Nu e nicio problemă, vă mai zic una. Cel care a făcut trecerea benzinăriilor, proprietăților de la societatea Petrom la societatea OMV Petrom, adică în stăpânirea austriecilor, a fost Cristian Bușoi, europarlamentarul PNL, prietenul lui Virgil Popescu, prin soția notăriță. S-au încasat comisioane foarte, foarte mari. Dar nu toate sunt proprietatea OMV Petrom. Unele sunt francize pe numele soției lui Virgil Popescu. Ce bune sunt soțiile astea câteodată. Societatea comercială unde a fost acționar și Virgil Popescu se numește Lavist SRL. Ei iau de la OMV marketing franciză și practic profitul acestor benzinării pe care vi le arăt aici în județul Mehedinți. Aceasta este a treia benzinărie care este administrată de soția lui Virgil Popescu. Cunoașteți mulți români care au benzinării în franciză? Câți dintre ei sunt rude cu ministrul energiei? Nu este permis filmat aici. Nu ne lasă domnul Virgil? Nu este permis filmat. O știți pe doamna Laura Niculescu? O știți? Nu am de ce să răspund. De ce știi? Hai. Vreau să discut cu cineva de la Lavist SRL. Doamna Laura Niculescu, dacă nu, un angajat de la Lavist SRL. Sau acordul de funcționare nu este pe Lavist SRL? Poți să mă uit pe actele? Nu puteți să facă acest lucru. Așa, să căniți aici să ne... Continuăm să mergem în județul Mehedinți, să vedeți ce alte hoții făcute de hoțul Virgil. Și aici, la Halânga, Virgil Popescu a promis severinenilor că va face o centrală în locul acesteia care funcționează pe păcură, pe gaz și hidrogen, ecologică, surse regenerabile de energie, toate minciuni, nu s-a ținut de nimic. La fel cum voia să pună în pericol populația din Mehedinți și să aducă acasă la el o mini-atomocentrală. Ăsta este omul, severinenii îl cunosc, mehedințenii îl cunosc. Problema este cine îl ține în spate. Pe teren. Foarte bine. Eu sunt alături de deputatul Gheba. Bine. Și voiam să vă întrebăm dacă putem avea o discuție legată de investiția care se preconiza aici, fabrica de armament. Da, putem avea, numai că e un subiect care pe mine vă depășește. Adică la alt nivel puteți să discutați, doar noi am pus terenul la dispoziție și așteptăm. Terenul unde e acum gunoaie? Nu.
Nu, nu acela arătat de presă? Nu. Dar puteți să ni-l arătați dumneavoastră? De ce nu? Nu îmi sucreți. Bine, haideți, mulțumesc. Păi nu, nu pot să merg. Am desemnat actea acum. Da? Dar când? Dacă asta e important, unde e terenul? Dar terenul este blocat în momentul... Nu, terenul e pus la dispoziția romană. Poate să meargă cineva să ne-l arate? Stați numai puțin. Cheamă pe Cosmin sau pe nevastă. Cosmin. Haideți că mă urc aici. Da, construcția de când e asta? De câteva luni, de octombrie-noiembrie. Octombrie-noiembrie e a primăriei? Nu știu cine a făcut-o. Păi cum nu știți cine a făcut-o? Dar sunteți la primărie, nu? Da. Păi și nu știți dacă e a primăriei sau nu? Nu, prima știe toată situația, nu noi. Ziceți că n-are mai mult de un an, da? Nu. Aici, dragi prieteni, teoretic trebuia să fie o fabrică de armament și vă arăt imaginile cu Virgil Popescu, ce declara el în timpul campaniei că va face aici. Vrem să vedem cum Romarm poate să facă o investiție nouă de la capăt, de la zero, într-o locație care, pe care primăria și Mian o pune la dispoziție, în așa fel încât un pistol nou pe modelul Beretta să fie rebranduit de către compania Romar. Investiția va începe imediat după aprobarea bugetului pentru anul viitor și avem ca termen de finalizare maxim august 2022. Au fost promisiuni de campanie, de creare de locuri de muncă, unități economice. Din păcate, nu s-au concretizat și cu sau fără ministrul economiei al energiei, noi suntem tot acolo de unde ne-a luat cândva, când a luat funcția de ministru. Și am avut de suportat consecințe atât eu cât și familia mea.